acest videoclip o să gătim un mic dejun sănătos și pe care îl puteți face repede și este și foarte, foarte bun. Pentru asta o să ne trebuiască multă, multă ouă, sare, piper, nu știu cum se numește, ulei, o chestie în care o să punem tot, o roșie și un ardei de ăsta. Și cel mai important este chestia asta în care o să punem tot ce ne-a ieșit în... O să punem ouăle în această farfurie. Sare și piper. Această masă o punem la o parte și ne ocupăm de ardei și de roșii. Și acum hai să tăiem acest piper.
mi-am dat seama că roșiile și ardei nu o să treacă prin chestia asta. Așa că o lăsăm și nu o băgăm în seamă și punem așa pe țigaie încălzită care are deja ulei. Uleiul deja s-a încălzit, dar mie mi-e frică să pun toată chestia asta acolo. Și hai să o punem. Deci, nu știu ce o să ne iasă. Hai. 1, 2, 3 și... A rămas piper aici, după cum ați observat. Aproape... Tot piperul a rămas aici. Și hai să luăm o lingură. Să-i facem așa ca să treacă totul așa pe țicaie. Să vă zic că trebuie să-l închidem cu capacul neapărat ca să se ridice. Deci așteptăm până când se face. Și în timpul acesta vă rog să dați subscribe aici pe Instagramul meu și aici pe TikTok ca să aflați mai mult despre viața mea. Să știți că pe TikTok am început să postez mai des pentru că e carantină și vă fac ce pot să fac în carantină. Am pus deja pe masă totul, cam așa arată și hai să punem farfuriile. Am terminat de mâncat, sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați like, subscribe acestui canal și share acest videoclip la prietenii voștri și ne vedem data viitoare, pa!